Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cu Cărțile pe Față. Filozofia creștină menționează obligația fiecăruia dintre noi de a dărui din ceea ce avem celor în nevoi. Dar prea puțin o facem, căci lăcomia, zgârcenia, vanitatea și alte păcate capitale ne împing să agonisim dincolo de nevoile noastre reale, uitându-i de cele mai multe ori pe semenii noștri suferinți. Din fericire, există atât în România, dar și în lume, entități neguvernamentale care se ocupă de aceste aspecte, colectând și donând bunurile în cauza celor defavorizați. Despre o asemenea inițiativă pe plan local, stăm astăzi vorbă cu doamna profesor Rodica Silvia Pop. Dânsa este și președinta Fundației Copii pentru Copiii Păcii și profesor la Școala Nicolae Iorga din Baia Mare. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Doamna Pop, în țările dezvoltate există și un cult al voluntariatului și activității civice și ne referim și nu ne referim, vreau să spun, doar la acele soții de milionari care nu au ocupație și fac balurile de caritate. Noi românii suntem un popor milos, dar încă foarte multe fundații străine există și asociații din Europa care se implică în activități sociale chiar în țara noastră. De ce nu facem și noi, fiecare dintre noi, voluntariat și de ce nu muncă civică? Vom face, cu siguranță vom face. Părerea mea este că noi am fost un popor în nevoi și atunci când ești în nevoi, parcă nu ai timp să te gândești și la alții, pentru că ai tu prea multe nevoi și nu ți le poți rezolva. Dar sunt convinsă că suntem la al doilea stadiu. Suntem în faza în care vedem și nevoile altora. Începem să apreciem ceea ce avem, să ne bucurăm de ceea ce avem, pentru că ne aparține nouă, sunt ale noastre, sunt micile noastre fericiri. Și atunci poți să vezi și necazul celor din jur, mai ales că necazurile celor din jur sunt enorm de mari sau mult mai mari decât pretindem noi că avem. Aș vrea să analizați puțin situația la nivel de Maramureș, de exemplu, la nivel de Baia Mare, cu implicarea oamenilor. Deci, la nivel de Baia Mare, chiar ne putem mândri cu activitățile pe care diferite organizații non-guvernamentale le desfășoară. Ele sunt mult mai pregnante și mai vizibile în perioada sărbătorilor. Începând cu biserica. Începând cu biserica ortodoxă. Dar nu e suficient doar de sărbători. Nu e suficient. Nu e suficient. Se va dezvolta, sunt sigură că se va dezvolta, cel puțin în școală am început o educație în acest sens și copiii se înscriu cu ușurință și cu dezinvoltură. Și sunt aici diferite generațiile de copii în această privință, în a ajuta, în a dona din lucrurile lor? Cei care vin, generațiile care vin, sunt mult mai deschise. Sunt alte generații. Probabil că primesc alte informații, probabil că au chiar alt cod genetic, de, așa se spune că după 2000 copiii sunt cu alt IQ și probabil că or fi, pentru că se simte altfel înzestrați genetic. Da, altfel înzestrați genetic și contactul cu televiziunea, cu societatea, este altul, informația este alta și ei reacționează altfel. De exemplu, la activitatea pe care eu recent am avut-o, doamna învățătoare Paula Kende de la școala Coșbuc, din clasa pregătitoare, clasa 0, a anunțat activitatea noastră și copiii au răspuns în proporție de 100% și au adus rechizite școlare, au adus caiete, au adus creioane colorate pentru copiii
pe care i-am vizitat. Dumneavoastră sunteți implicată de mult timp în numeroase inițiative civice, în domenii diverse și cu rezultate meritorii, pe care le-am și prezentat o parte aici la televiziunea noastră. Cum ați început activismul civic? Aș vrea să mergeți puțin în timp, de când și ce anume vă motivează să mergeți încă înainte? Întrebare dificilă pentru mine. Cred că structural mi se potrivește această activitate. E ca o misiune? Da, așa o simt. Totdeauna mi-a plăcut să dăruiesc, din totdeauna. Și nu așteptam să primesc. Iar în timp am realizat că pe măsură ce dăruiești, primești înzecit, primești înmiit. Da, ați învățat și din familie să dăruiți? Da, vin dintr-o casă unde mama mea a avut 10 frați și la noi, în familia noastră, se adunau toți frații de Crăciun și de sărbători și de florii. Și cred că am crescut, asta vorbesc în primii ani ai copilăriei, și cred că ne marchează. Cred că ne marchează faptul că era toată casa plină de frații și surorile mamei mele, înțelegeți? Și noi am rămas, suntem 3 surori și am rămas foarte unite de-a lungul anilor, la fel de unite ca și în copilărie. Deci s-a sudat, s-a fixat o relație, dar depășind granițele casei, în momentul în care am intrat, nu numai în momentul în care am intrat în învățământ, prima mea, că m-ați trimis înapoi în timp, domnul Fica Romulus, care a fost directorul liceului numărul 6, în anul întâi al meu de studenție, dumnealui a organizat o tabără la Borșa cu copii de la Casa Copiilor din Bocskoi și eu, ca studentă în anul întâi, am ales să fac practică în această tabără și pe veci de acolo a început. De acolo a început. Și în câte inițiative v-ați implicat? Câte a fost? Am reușit să fac un bilanț. E mult să spun că am 1000 de proiecte. Am 999 de proiecte, așa îmi place mie să le numesc, pentru că această cifră 999 este un infinit și nu se oprește. Foarte multe proiecte, iar elevii mei cred că au fost privilegiați, pentru că n-am avut generație de copii pe care să nu-i implic în proiecte. Cât de mici au fost ele. Consider un proiect și faptul că în primii ani ai mei de activitate, ca să ridic situația la învățătură, îmi duceam elevii la izvoare. Doamna inginer Dancu de la combinatul chimic mi-a fost mămică în clasă și m-a ajutat să cazez copiii la sindicat, în cabana sindicatului de la combinat, și aveam intrare liberă într-un fel și îi duceam sâmbătă de sâmbătă, că lucram până sâmbătă. Sâmbătă de sâmbătă plăteam doar biletul de autobuz până la Firiza, de acolo pe jos, și mi-am ridicat clasa la învățătură foarte, foarte mult. Uimitor de mult. În semestrul al doilea toți erau nemaipomeniți de buni și de harnici și de cuminți. Deci atunci am realizat că dacă dai și primești. Asta vă motivează să mergeți înainte? Da. Odată ce guști din acest sentiment, odată ce ți atinge, fiecare acțiune ți atinge corzile sensibile ale sufletului tău și vibrația e atât de mare, nu poți fără ea. Nu poți.
La nivel internațional știm că există multe zone afectate de crize profunde, războaie sau foamete, dar și în România sunt zone și comunități sărace și cu nevoi multiple. Ce este prioritar pentru cei din zona dumneavoastră, activităților civice? Să ajutați niște persoane care suferă de foame în Somalia sau Libia? Ori să vă implicați în ajutorarea unor familii sărace din Maramureș, Vrancea sau Vaslui? Fiecare are importanța ei. Am făcut-o și cu familii sărace. Am activat în clubul Lions din Baia Mare, Rivulus Dominarum, și ne-am dus cu pachete în Cafnic la 11 familii. Și acest moment a fost special și deosebit. Dar ce am trăit în ultima vreme sau la ultimul eveniment, n-am trăit niciodată. Adică sunt copii și oameni mai sărași decât găsești în România, nu? În săptămâna trecută, în Vinerea Mare a Paștelui Catolic, am vizitat un centru de copii din Atena, de copii refugiați. Sunt 180 de copii în acest centru din 20 de țări. Deci am văzut, și mă trec fiorii și acum, am văzut polul sărăciei. Am văzut disperarea, dacă vreți, în ochii acestor copii. Am văzut o stare care nu te poate lăsa indiferent. Și apropo de ce spuneați adineori de voluntariat, am întâlnit o doamnă din Franța la acest centru care venise să se înscrie pentru o zi de voluntariat la acest centru. Era om de afaceri, conducea afacerile soțului ei în Franța și a zis: 4 zile voi fi om de afaceri și o zi voi face voluntariat. M-a impresionat. Și de asta spun, și noi vom face. Și la noi va fi. Copiii încep să simtă importanța acestor gesturi. Generațiile care vin vor fi alte generații, cu alte mai deschideri. Mai plin de iubire din ceea ce observăm? Mai sensibile. La suferința semenilor. Care sunt cele 20 de țări de unde deci sunt? Deci mi-am notat și chiar vreau să vă spun că m-a impresionat. Au fost copii din Polonia, Albania, Siria, Egipt, Nigeria, Congo, Kenya, Afganistan, Pakistan, Ghana, Bangladesh, Bulgaria, Maroc, Algeria, Tunisia, Iran, Camerun, Grecia, Irak și Liban. Am simțit o bucurie interioară că n-am văzut România. Chiar am simțit o bucurie când am văzut Bulgaria, când am văzut Polonia. Am respirat ușurată că nu am ajuns aici. Poate că și la noi sau și dintre noi sunt care au ajuns la polul sărăciei. Ce se întâmplă aceștia, în acel centru? Aceștia de fapt erau... Preotul care conduce acest centru mi-a spus: "These are the poorest of the poor." Cei mai săraci dintre cei săraci sunt copiii care nu-și cunosc părinții, nu, care nu știu unde le sunt părinții. Nu că nu-și cunosc. Din cei 180 niciunul nu știe. Sunt care au, pentru că eu acum îmi spuneați dacă mă opresc, nu te poți opri după ce vezi câtă nevoie este de ajutor și câtă nevoie este să contribui cu puținul ăla cât poți din tu puținul să... pe care din puținul ai, pe dai, care poate îl dai. Foarte mult. Deci noi am dat foarte puțin. Deci eu m-am dus, consider că m-am dus cu foarte puțin din România. M-am dus cu cei 1000 de ursuleți pe care i-am adunat. O să vreau și câteva fotografii din partea colegilor când o să fie pregătiți. Am lucrat la acest proiect de 2 ani.
Nu, n-a fost ideea mea, eu m-am raliat la acest proiect. Dar cum a pornit? Din Statele Unite, o prietenă de-a mea de 25 de ani, acestea sunt pachetele care le-am dus și aceștia sunt copiii în ochii cărora am văzut atâta lumină și atâta extaz pentru un moment de bucurie care l-au trăit. Sunt cei de doi copii ai mei cu care au făcut parte din echipă și aici e grupul mare de copii, 180 de care vorbeam. Uitați-vă la acest copil din Congo. O fotografie sugestivă, foarte sugestivă. Nu mai avusese niciodată o jucărie. Ați înțeles? Așa mi-a spus, era atât de fericit. Mi-a atras atenția. Deci n-a avut niciodată nicio jucărie. Niciodată o jucărie și îl ținea ca un talisman. Și vă dați seama, dacă privim la copii din România, da? Sunt foarte mulți, cu zeci, sute de jucării. Da, da. Dar vreau să vă spun că eu am lansat proiectul în școala noastră, în școala Iorga și au răspuns foarte frumos copiii noștri, foarte, foarte frumos. Un elev a venit la mine, mai mic, așa, de clasa a treia, probabil, sau a doua, și a zis, doamna profesoară, dar eu foarte tare îl iubesc pe ursulețul meu și este prietenul meu și nu pot să-l dau. Și atunci i-am spus, bine, poate cumperi unul și îl aduci, tu trebuie să-l dai pe cel pe care tu îl iubești atât de mult. Și a doua zi a venit și a zis, știți, vi l-am adus pe al meu, pentru că eu m-am gândit că poate și cel care îl va primi, îl va iubi la fel de mult. Deci, a fost o reacție, nu pot să uit, că nu mă pot despărți de el, că i-am zis, aduceți din jucăriile voastre, numai ursuleți am dus. Numai ursuleți. De ce? Pentru că ursuleții se potrivesc și la fetițe și la băieți. Și n-a fost greu de împărțit. Deci este o gândire în acest gest. Pe urmă, cu ursuleții ăștia de pluș... Deci numai fiecare copil care a dăruit de aici un ursuleț a trimis câte un ursuleț la un alt copil de acolo. Da. Și eu de aceea mă bucur că avem astăzi emisiunea și nu știu dacă o să avem și timp să dăm un film în care am împărțit ursuleții. Aș vrea astăzi, în Joia Mare, să-și recunoască ursuleții, băi mărenii mei și elevii mei, și să trăiască aceeași bucurie, bucuria de a dărui ca și bucuria de a primi. E mare bucurie. Bucuria este de ambele părți și ajută pe toată lumea. Ce reacție au avut copiii cei doi cu care ați mers din echipă? Darius a venit acasă și mama lui l-a întrebat, cu ce învățătură te-ai întors tu din această activitate? Și a zis, știi, mama, eu n-am vorbit încă cu Darius, dar mi-a transmis mama lui. Știi, mama, am învățat și am înțeles că nu contează cât este de mică căsuța în care locuiești și că n-ai nevoie de o casă mare ca să locuiești și să te simți bine în ea. Poate să fie cât de mică, doar să fim toți împreună. Un copil de 11 urmează să împlinească 11 ani. Deci, a înțeles ce trebuia să înțeleagă. Oare nu ar fi nevoie să fie mai multe acțiuni de acest gen? Nu am putea scăpa astfel de egoism încă de la vârste fragede? Cum spunea cineva într-o emisiune, că părinții sunt de vină de multe ori. Nu, părinții, nu. Nu. Puțin aș vrea să... Adică în sensul că le cumpără prea mult copiii. Aș vrea să revin un pic la ce ați spus chiar la început, cu o mică corectură. Nu din egoism, nu facem voluntariat, din lipsă de timp și poate din lipsă de educație. Nu din rea voință. Așa spuneți. Da, cu siguranță. Din lipsă de timp. Suntem foarte prinși, foarte, foarte prinși și poate că nu ne putem rupe din timpul nostru, dar o să începem și cu 2 ore de voluntariat pe săptămână. Este ceva.
un început. Vroiam să vă spun că am citit recent o carte care foarte tare mi-a plăcut și pe care vreau să o ofer telespectatorilor noștri. Se numește Cu 10% mai fericit și este scrisă de Dan Harris și a apărut în editura Adevăr Divin. Și acest Dan Harris subliniază două aspecte. În timpul vieții intrăm într-un cerc vicios din care ieșim mai greu și intrăm în acela, există categorii de oameni care intră în cerc virtuos. Deci am întâlnit noțiunea de cerc virtuos. Mi-a plăcut așa de mult. Și asta aș vrea să dau copiilor și elevilor mei, un cerc virtuos, să le dau senzația că sunt într-un cerc virtuos. Și vreau să vă mai spun ceva. Mi s-au întâmplat două minuni în acest drum inițiatic, l-aș numi, pentru că n-am fost niciodată la o întâlnire cu această încărcătură atât de puternică, niciodată. Și am făcut 1000 de proiecte. Când m-am dus în aeroport cu toată echipa mea, că am fost 6 persoane, 4 adulți și 2 copii, cei 2 copii de la școala Iorga, în aeroport o doamnă de la Cluj m-a întrebat pur și simplu, când verificau pașapoartele, când vă întoarceți? Și zic, duminică. Și zice, o, puteți foarte bine până duminică să mergeți la mormântul Sfântului Efrem Sirul, că nu-i departe, e aici, în afara Atenei, e adevărat, dar nu e departe de Atena. Sau puteți merge cu feribotul la Sfântul Nectarie, la Neghina, pe insula Neghina. N-aveam asemenea gând, n-aveam acest obiectiv, nici măcar din întâmplare, în minte. Dar eu sunt foarte atentă la mesaje. Să știți, mesajele vin și dacă le percepi și le prinzi și le valorifici, este foarte bine. Și ce ați ales? Ce am ales? M-a sunat o prietenă de-a mea din Grecia, care este tot profesoară și cu care am avut 6 ani la rând, cu liceul lor, 6 ani la rând, niște proiecte deosebite cu Universitatea de Nord și anul ăsta chiar și cu Universitatea Tehnică din Cluj. Și ai ajuns? Da. Mâine pot să te văd, pentru că soțul ei e bolnav de cancer și poi mâine se duce la chimioterapie și nu se mai poate. Dar mâine suntem liberi și mâine pot să te văd. Preotul care conduce centru mi-a spus când am ajuns, acțiunea noastră va fi vineri, deci mâine aveți o zi liberă, puteți să faceți ce vreți. Și am zis, vai ce bine că pot să mă vezi vineri. Uite, eu în aeroport am primit 2 mesaje. Aș vrea, dacă se poate, să mergem într-unul din aceste locuri. Eu fusesem la Atena, mai fusesem la Atena. Grupul meu n-a venit cu mine, s-a dus la Acropole. Ei au avut o zi de Acropole. Pentru ei Acropole a fost punctul forte. Ei, am ajuns la Sfântul Efrem Sirul. Cu o putere, Racla este în mănăstirea Buna Vestire, din Macri și momentul a fost foarte tare și pentru prietenii mei, ei mi-au mulțumit că le-am făcut ziua o sărbătoare, nu fuseseră niciodată și știu că ați pregătit și am pregătit din rugăciunea tot pentru că da, un minut are o rugăciune atât de frumoasă și care se citește în postul Paștelui în mod deosebit. Telespectatorii care sunt sigură că o știu. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul Tândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul Curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie
robului Tău. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. E o rugăciune specială, e o rugăciune deosebită și toată lumea o găsește, dacă vrea, pe internet. De pe internet am scos-o, pentru că eu n-am realizat unde am fost, decât când m-am întors. Colega mea, care mi-a fost și Paula Bonaț, care mi-a fost elevă și acum este profesoară la rândul ei, a zis: Doamna profesoară, știți unde ați fost? Ați fost la mormântul lui Efrem Sirul. E un mormânt foarte bine cunoscut. Mie nu mi-era. Am înțeles. Dar, pentru că am intrat în acest cerc, vă spun a doua minune. După pauză de publicitate. După pauză, bine. Ne oprim pentru un moment de publicitate și revenim.